Bun găsit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Bogdan Șofend. Griji, necazuri și neajunsuri financiare, acestea sunt preocupările zilnice ale făgărășenilor. Oamenii vor să muncească, dar se lovesc de un zid ce nu poate fi clintit. Unde? Cei mai tineri au luat de mult calea străinătății în căutarea unui trai decent. Făgărășenii care au rămas în oraș spun că autoritățile trebuie să se implice mai mult, întrucât situația este dezastruoasă. Ar vrea să muncească, dar nu au unde. Făgărășenii care mai sunt în putere se lovesc de un adevărat zid când vine vorba de oferta de pe piața muncii. Multe firme și-au pus lacătul pe uși, industria și economia sunt la pământ, iar încercările eșuate de a găsi joburi în orașul nostru îi aduc pe mulți la disperare. Mai trist este că, spun oamenii, lipsa locurilor de muncă stabile face din Făgăraș un oraș îmbătrânit, lipsit de perspective. Tinerii amână căsătoria și nașterea primului copil din cauza că nu au unde să muncească. E o problemă foarte mare, că locuri de muncă sunt o mai puține și, ce să zic, e dezastru. Păi, nu știu, conducerea primăria orașului, prin atragere de investitori, care să deschidă măcar ceva, cum să zic eu, întreprinde, uzine, ceva, nu magazine, că... Magazine avem prea multe și cu ce să cumpărăm dacă nu avem bani? Ce să mai zicem? Nu mai putem spune nimic pentru că conducerea asta care o avem trebuie să se ocupe de problema asta și să nu tragă numai bani pentru ei și nu o să ne tragă de toate. Și de impozite mărite și taxele toate plus la pensii, la salarii luate, ridicate de la oameni. E un lucru urât de tot. Afectează foarte mult față de când am din 90 de la Revoluție, ne așteptam să fie mai bine, au distrus întreprinderile și oamenii n-au unde lucra. Agricultura e la pământ, ei două lucruri trebuie să facă. Agricultura să pună la punct, să creeze locuri de muncă. În România nu se va face absolut nimic cu cei care sunt acum, la ora actuală. Că pleacă ai noștri, vin ai noștri. Asta e adevăr. Că dacă tânărul are 18 ani și părinții lui nu are un ban să-l... să-i dea, dacă părinții n-au de lucru, de unde să aibă tinerii de lucru? Cei mai vârstnici se hrănesc cu amintirile din vremurile comuniste, când, în ciuda îngrădirilor și alimentelor distribuite pe cartelă, aveau măcar un loc de muncă stabil și ce pune pe masă. În ziua de azi, tinerii sunt nevoiți să-și irosească cei mai frumoși ani la muncă în străinătate pentru a-și face un rost. Le plâng de milă părinții care au rămas acasă. Dacă nu s-au pensionat încă, făgărășenii care au împlinit vârsta de 50 de ani nu mai trag nădejde că vor mai găsi un job în viitorul apropiat. 100 de făgărășeni ies mâine pe stradă și merg la Brașov pentru a picheta prefectura. Marile confederații sindicale sunt decise să ia atitudine, așa că protestează și cer soluții concrete pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru un trai decent. Sub sloganul "Austeritatea e o problemă, nu o soluție", membrii marilor confederații sindicale din Brașov, Cartel Alfa, BNS, CNSLR Frăția și Sindicatul Meridian vor protesta mâine în fața prefecturii. Sindicaliștii ies în stradă pentru acțiune împotriva tratatului fiscal pregătit la nivelul Uniunii Europene. Protestatarii spun că acordul poate avea consecințe dezastruoase asupra salariaților, cei care simt în propriile buzunare toate deciziile de tăiere a salariilor, pensiilor sau indemnizațiilor. Financiare. Vom spune un nu răspicat noului tratat fiscal. Știți că în perioada 1-2 martie va avea un Consiliu European în care se va finaliza un tratat internațional care va ne introduce disciplina bugetară și și sancțiuni în cazul depășirii deficitelor. Până aici nimic ne la locul lor, dar din nefericire pentru noi, politicienii români au înțeles să semnăm acest nou tratat fiscal, deși noi încă nu suntem în zona euro. Ceea ce nu face decât să ne creeze noi obligații, în primul rând de a veni cu inflația la un nivel foarte scăzut, ceea ce ar face ca investițiile și celelalte dezvoltări care ar putea să aibă loc în următoarea perioadă de timp din revenirea din această recesiune să nu mai... 100 de făgărășeni sunt pregătiți pentru a pleca mâine la Brașov. Timp de 2 ore vor picheta sediul prefecturii. Ne întrebăm de ce trebuie să semnăm acest tratat fiscal dacă noi nu avem nicio obligație, care ne creează doar obligații și nu drepturi. Există alternative pentru aceasta și acestea ar fi crearea de noi locuri de muncă și conservarea celor existente, respectarea acordurilor privind creșterea salariului minim, combaterea fraudei și evaziunii fiscale, combaterea muncii la negru și la gri, reabilitarea dialogului.
Potrivit unui comunicat lansat de cartel Alfa, criza economică și socială din România a fost combătută de actualii guvernanți doar cu măsuri dure de austeritate. Fără să ofere soluții pentru dezvoltarea mediului de afaceri, guvernanții pedeliști au tăiat salarii, au dereglat piața muncii, au desființat practic dialogul social și mecanismele de negociere colectivă. Acțiunea de protest de mâine are loc la nivel național și se desfășoară în intervalul orar 14-16. Manifestarea sindicaliștilor este autorizată. Cumperi un mărțișor și asiguri în acest fel masa de prânz a unui copil internat la hospice Casa Speranței. Campania se desfășoară zilele acestea, iar voluntarii din liceele făgărășene spun că sunt mulțumiți de rezultatul muncilor. Vând mărțișoare colegilor, dar și în centrul orașului, alături de alți comercianți. Mărțișoare confecționate manual sau reciclate sunt produsele puse în vânzare zilele acestea pentru a-i ajuta pe copiii pacienți de la hospice Casa Speranței. Prețul unui mărțișor este de 5 lei. Mulți spun unii făgărășeni, dar suma este mică dacă luăm în calcul faptul că asigură masa de prânz a unui copil bolnav incurabil. Fiecare mărțișor al nostru știe cum să aducă un zâmbet pe chipul unei doamne, dar totodată reprezintă prețul unui prânz pentru un pacient internat la hospice Casa Speranței. Campania de strângere de fonduri este inițiativa unor elevi făgărășeni care vor să întindă o mână de ajutor copiilor internați la hospice. Voluntarii nu sunt la prima acțiune de acest gen. De Crăciun, ei au organizat alte expoziții cu vânzare, iar sumele adunate au avut aceeași destinație. Proiectul nostru Să fii copil pentru un cozi continuă. Am demarat această campanie tocmai pentru a ajuta pe copii de la hospice Casa Speranței cu aceste mărțișoare. Mărțișoarele costă 5 lei fiecare. Prețul reprezintă masa unui copil pe o zi, deci micul dejun al acestuia. Și ați vândut mărțișoare? Da, am vândut. Campania se derulează pe 3 zile, luni, marți și miercuri, deci ieri, astăzi și mâine. Și, surprinzător, am făcut foarte mulți bani și așteptăm să mai facem. Campania se desfășoară în două licee făgărășene, colegiile naționale Radu Negru și doamna Stanca. Voluntarii merg din clasă în clasă pentru a prezenta colegilor acțiunea umanitară în care sunt implicați. Cu niște mărțișoare pentru copii de la Ospis Casa Speranței. Aceste mărțișoare sunt confecționate de către noi și un mărțișoar este 5 lei, echivalentul unei mese pe ziua unui copil. Fiecare, dacă doriți să-l ajutați, puteți să donați 5 lei pentru un mărțișor. Este un preț simbolic. Cei care vor să îi ajute pe copiii de la hospice pot cumpăra mărțișoare de la standul din centrul orașului. Jurnalul zilei cu cele mai importante informații locale se încheie aici. La dispoziție aveți și pagina noastră de internet impactfăgăraș.ro pe care o puteți accesa pentru a urmări programele televiziunii Nova. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, rămâneți cu bine!